timpul ultimelor zile, discuțiile referitoare la venirea refugiaților în județ s-au mulțit. Deși la Curtea de Argeș nu se fac pregătiri de niciun fel pentru cei care ar putea ajunge aici, cetățenii și-au format deja o părere în legătură cu această situație. Unii ar considera bineveniți la Curtea de Argeș pe cei care fug din calea războiului, mai ales pentru că în municipiu au studiat înainte de 1989 sute de libieni. Ați fi de acord să vină refugiați din Siria la Curtea de Argeș? Nu știu. Nu știu. Adică să vină, să nu vină, nu știu. De ce să nu vină? De ce să vină? Și ei sunt oameni în fond și la urma urmei. Dacă noi am fi în locul lor, ce s-ar întâmpla? Sunt și localnici care nu văd cu ochi buni eventuala sosirea refugiaților în municipiu. Sunteți de acord să vină refugiați la Curtea de Argeș? Nu. De ce? O să fie balamuc cu ei, că nu înțelege limba, nu știe nimic. O să fie foarte greu. Printre ei poate fi și teroriști. Conform schemei Comisiei Europene, România ar putea să adăpostească aproximativ 1700 de imigranți în următorii 2 ani și să ofere azil permanent pentru alte aproximativ 700 de persoane. Peste 2400 de suflete care au fugit din calea războiului, din țări afectate de conflicte devastatoare, vor ajunge în următorii 2 ani în România.